2.30? Da, 2.30. Păi cum, doamnă, că am scris 8 pagini? Da, da, în 8 pagini ai făcut 260 de greșeli gramaticale, 181 de greșeli de ortografie și 162 de exprimare. Le zmărăm, nevastă? Da. Bun, dar dumneavoastră n-aveți ceea ce se numește viață? Atâtea greșeli într-o singură teză n-am văzut în toată cariera mea. Mulțumesc, dar pot mai mult. Sunt convinsă. Auziți, profa, să știți că unii oameni, ca să doarmă, numără oi, nu greșeli. Aha, da. Acum știu de ce, de unde vine porecla asta malone. De unde? De la franțuzescul cuvânt mal, care înseamnă rău, și cuvântul englezesc one, care înseamnă unu. Adică tu ești răul numărul unu pentru limba română. Dișteza mea n-are cum să fie de 2.30, doamnă, vă rog eu mult de tot, am scris o pagină, m-am chinuit o grămadă, vă rog eu mult de tot, că-mi nenorocesc viața, doamnă, vă rog.